Bună! Subiectul pe care am să-l abordez eu astăzi este unul foarte neplăcut pentru mine. Ceea ce mi s-a întâmplat mie, sper să nu i se mai întâmple nimănui. O să aleg să spun povestea asta sub anonimat, pentru a trage un semnal de alarmă. Deși uneori am impresia că doar mie mi se putea întâmpla asta, sunt sigură că mai sunt și alte cazuri. Eu am crescut fără tată, fiindcă tatăl meu a murit atunci când aveam eu 3 ani. El lucra pe tir și a avut un accident nefericit. Atunci am rămas doar eu cu mama. Ea a fost cea care m-a crescut singură. Până aici, parcă am descris o eroină, nu-i așa? Dar nu, nu a fost deloc așa. Nu știu dacă era așa din cauza șocului, din cauza că l-a pierdut pe tata, sau așa a fost mereu. Cum tata a murit prea devreme, când eu eram prea mică, eu nu am amintiri cu mama de dinainte. De când mă știu, mama avea vicii. Îi plăcea să fumeze, să mai bea din când în când. Și când spun să bea, mă refer să se îmbete. Și deși lucra, banii de multe ori erau insuficienți. Și dacă avea de ales într-o pâine pentru mine, fiindcă muream de foame, și un pachet de țigări, categoric alegea pachetul de țigări. Încă de mică mă simțeam folosită. Profita de faptul că eram o copilă drăguțică și mai mulți vecini erau atașați de mine și mă trimitea din ușă în ușă să cer diferite lucruri, inclusiv bani. Bani pe care îi folosea tot pentru vicii și pe care nu-i mai dădea niciodată înapoi. Iar când vecinii întrebau, ridica din umeri și spunea că ea nu știe nimic, că nu i-am trimis. Când am crescut și am început să merg la liceu, mi-am dat seama că am anumite nevoi ca și fată. Nu erau niște dorințe exagerate, dar mama nu putea da nimic. Aveam niște haine foarte vechi de la o vecină care deja îmi rămăseseră mici. Nu puteam să mai merg așa. Toți ar fi râs de mine, vă dați seama. Așa că am decis să-mi iau un job. Nu era ceva complicat. Era un job part-time la un magazin. Pur și simplu trebuia să merg dimineața 3 ore, să așez marfa la rafturi și să o adun pe cea expirată. Aveam ore de după masă, deci era numai bine. Nu câștigam mult, undeva la 500 de lei, dar pentru mine era suficient. Puteam să-mi iau o dată pe lună niște haine și să am și niște bani de buzunar pentru a-mi lua ceva de mâncare la liceu. Mi-am păstrat jobul ăla până în ultimul an de liceu, când mama m-a convins să fac ceva ce aveam să regret toată viața. Mama își făcuse de câțiva ani o prietenă, fiindcă o ajuta foarte mult. Nu știam cu ce se ocupă pentru că avea foarte mult timp liber, era mereu plină de bani, cochetă și îmbrăcată foarte scump. Nu avea soț, nu avea copii, nu avea iubit și toată ziua era pe la noi pe acasă. Era o persoană foarte superficială. O interesa doar aspectul fizic. Eu nu am plăcut-o niciodată, dar nu era treaba mea la urma urmei. Într-o zi total random, era mama la masă în bucătărie cu această tipă. Și deodată femeia spune că sunt foarte frumoșică și că aș face bani frumoși din asta. Eu evident că n-am băgat-o în seamă. De obicei o ignoram complet. Dar vine mama la mine cu o propunere. Știi cu ce se ocupă Adriana? E model de ceva videochat. Ai văzut că niciodată nu duce lipsă de bani. Are atâția că ne ajută și pe noi. Muncește maxim 2 ore pe zi, ci că doar stă la calculator și vorbește una alta cu un tip 2 și gata. Am văzut că e foarte răspândită meseria asta în România. Am văzut și la TV ceva reclamă. Eu sunt bătrână și sfrijită pentru așa ceva, dar Adriana a zis că tu ai fi numai bună. Nu vrei să încerci? Vorbesc cu ea și te învață ce și cum. Așa am putea să o ducem și noi mai bine, să nu avem probleme de bani. Dacă vrei la facultate așa cum ai zis, asta e șansa ta. Mamă, tu ai luat-o razna? Cum să fac eu așa ceva? Să mă vând pentru bani? Nu mulțumesc. Dacă ești așa dornică, fă tu. Nu cred că contează vârsta acolo. Eu uz la ea să mă dezbrac eu pentru niște bani în fața unor ciudați care nu au viață. Nu mulțumesc. Eu am demnitate, am mândrie. Nu am de gând să-mi vând corbul pe internet. Nu mai crede și tu tot ce auzi. Nu-ți vinzi niciun corp, nu te dezbraci. Doar nu sunt nebună să-ți fi propus așa ceva. Adriana mi-a zis clar că alea sunt minciuni spuse de oameni invidioși. Tu doar stai cu hainele pe tine și evident vorbești, așa cum vorbim noi acum. Sunt oameni care poate doar au nevoie de o companie. Vei fi psihologul lor, să zic așa. Ceva de genul mi-a explicat Adriana. Și să vezi,
Ea într-o lună câștigă și 5.000 de euro. Îți dai seama? Ne-am putea lua o casă într-un an. Ferească, deja ai făcut și calculele? Nu cred așa ceva. Ți-am zis că nu am de gând să fac asta. Dacă tu spui că sunt doar conversații, poți să o faci și tu lejer. Nu ai nevoie de un corp de fotomodel în cazul ăsta, nu? Eu am jobul meu, o să-mi caut pe viitor ceva full-time și aia e. Eu vreau să fie ceva de care să fiu mândră. Nu să-mi fie rușine să ies pe stradă. Nici nu voiam să aud ce spunea mama. Îmi era pur și simplu scârbă că îmi cerea așa ceva. Dar lucrurile s-au schimbat. Din păcate, eu am intrat la facultate cu taxă. Taxă pe care nu mi-o permiteam sub nicio formă. Nu mai zic de drumul până acolo. Căminul. Și tot ce aveam nevoie. Și pe lângă asta, situația mamei era din ce în ce mai rea. Au dat-o afară de la muncă și cumva trăiam din puținul pe care eu îl câștigam. Am mai fost la interviu să-mi caut joburi, dar niciun salariu nu putea să acopere cheltuielile pe care le aveam. Voiam nespus de mult să intru la facultate pentru că știam că e singura mea variantă de viitor. Dar trebuia să întrețin și pe mama și trebuia să-i plătesc și datoriile pe care le avea. Efectiv nu puteam, așa că mama mi-a propus din nou să mă apuc de ceea ce făcea și Adriana. De fapt, propus e puțin spus. Mai mult mi-a impus și m-a amenințat. Eu știam în mare despre ce e vorba, dar speram din suflet să fie așa cum spunea mama. Să trebuiască să vorbesc și atât. Dar bineînțeles că nu a fost așa. Cred că undeva la 6 luni am făcut treaba asta și au fost cele mai îngrozitoare 6 luni din viața mea. A trebuit să suport tot felul de oameni, tot felul de bărbați scârboși care aveau tărâțe în cap în loc de creier, că altfel nu știu cum să explic. Am făcut lucruri pe care nu credeam vreodată că aveam să le fac și în fiecare zi îmi spuneam că va fi ultima, dar apărea câte o factură, câte ceva de plătit și era ca un cerc din care nu puteam să ies. Bineînțeles că i-am spus mamei că nu era așa cum spunea ea. I-am povestit efectiv toate lucrurile pe care a trebuit să le fac, dar ea de fiecare dată mă încuraja în continuare, pentru că îi plăceau banii. Îmi era rușine de mine. Și credeți-mă, oricât ar spune fetele astea că dacă ai rușine mor de foame și că nu trebuie să spese de gura lumii și așa mai departe, să știți că nu e chiar așa, cel puțin în cazul meu. Nu era vorba de gura lumii, mă uitam eu în oglindă și mi-era scârbă de mine și de ceea ce făceam. Eu singură mă judecam. Nu aveam nevoie de alții. Deși la un moment dat m-am îndrăgostit de un băiat de la facultate. Bineînțeles că nu i-am spus cu ce mă ocup, dar a aflat între timp. Și de atunci nu a vrut să mai audă de mine. S-a simțit înșelat și pe bună dreptate. Chiar îl înșelam, într-un fel sau altul, chiar de nu puneam suflet în conversațiile mele cu acei oameni. Cel mai greu moment pentru mine a fost când au aflat toți, când au început să mă jignească și să mă privească diferit. Și nu puteam să-i condamn, pentru că și eu aveam aceeași părere ca și ei. Iar la un moment dat m-am gândit că liniștea mea și fericirea mea sunt cele mai importante lucruri. Știam că dacă renunț la asta, nu o să pot să mai ajut nici pe mama și nici nu mai puteam să continui facultatea. Dar am făcut-o, pentru că altfel mă distrugeam pe mine. Am renunțat la tot și am luat-o de la capăt. Am făcut un compromis pe care nu voiam să-l fac, dar era singura mea variantă. Și anume am plecat din țară, să muncesc în străinătate. Din păcate, în România, dacă nu ai studii superioare, dacă nu ai experiență sau dacă nu faci ceva iurea, e cam greu să ai un salariu decent. O ajut pe mama în continuare, dar păstrez distanța cumva. Cred că niciodată nu o să o pot ierta pentru că m-a convins să fac ceea ce am făcut.